Narcis Răducan speră ca situația financiară de la Pandurii să se rezolve până la plecarea echipei în cantonamentul din Spania. Gorjenii ar urma să plece spre Peninsula Iberică pe 14 ianuarie, însă în momentul de față conturile clubului sunt goale. Mai mult decât atât, nici jucătorii antrenați de Edi Iordanescu nu și-au primit salariile, fapt care a dus la nemulțumiri în cadrul lotului. Răducan speră ca factorii de decizie să găsească cât mai repede o soluție pentru ca echipa să nu aibă probleme înainte de cantonamentul din Spania. Vom avea zilele acestea o discuție cu toți factorii de decizie. În ceea ce privește drepturile TV, acestea vor fi, le vom primi pe 15 ianuarie și e puțin cam târziu. Tocmai de aceea încercăm să găsim o soluție cu membrii asociației clubului pentru a debloca situația. Pandurii au programate și 4 meciuri de verificare în cantonamentul din Spania.